Hristos a înviat. Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiți credincioși, iată-ne la o săptămână după învierea Domnului. Iată-ne parcă împreună cu ucenicii și cu apostolii Mântuitorului în foișorul cel de sus. Iată că se continuă Evanghelia pe care am auzit-o la vecernia învierii, și anume Evanghelia zisă a lui Toma. Nu Evanghelia după Toma, ci Evanghelia care ne vorbește despre episodul cu Toma. Spune Sfântul Evanghelist că atunci când erau ucenicii adunați în foișorul de sus de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și a zis: pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Însă Toma, unul dintre cei 12, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Și i-au spus ucenicii: am văzut pe Domnul. Și el a spus: dacă nu voi pune degetul meu în coasta sa și mâna mea în semnul cuielor, nu voi crede. Așa se încheia, iubiți credincioși, pericopa Evangheliei din vecernia învierii. Și iată că astăzi ne continuă Sfinții Părinți pericopa, spunând în continuare că la 8 zile, fiind adunați ucenicii de frica iudeilor în foișorul de foc, a venit din nou Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijlocul lor și a zis: pace vouă. Și lui Toma i-a zis: Tomo, adu degetul tău și vezi semnul cuielor, și adu mâna ta și o pune în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. Și atunci Toma a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul i-a răspuns zicând: pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiți însă cei care nu m-au văzut și au crezut. Și continuă Sfântul Evanghelist Ioan spunând: alte minuni multe a făcut Iisus înaintea ucenicilor, care nu s-au scris în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să știți că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și, crezând, viață să aveți în numele Lui. Nu sunt nicioși nimic mai mult și mai puțin. Iată că ne-am purtat o săptămână oarecum cu întrebări. Poate că în această săptămână au mai fost și tot felul de argumentări, poate că mulți dintre frații noștri au încercat să vă spună cum este cu moartea Mântuitorului, cu părerile altora. E bine, eu niciodată n-am îmbrățișat aceste justificări, pentru că aceste justificări le face cineva oricare se îndoiește el însuși, ori în fața unor oameni care se îndoiesc, iar în fața unor oameni care se îndoiesc nu avem ce vorbi. Chiar îmi aduc aminte de Dumnezeu să-L odihnească, profesorul meu de îndrumări misionare, Părintele Arhidiacon Petru I. David, care spunea: fraților, noi vă învățăm aici la îndrumări misionare, la sectologie, tot ceea ce trebuie să știți despre învățătura de credință, dar să știți că dacă vine vreun sectant din capul locului, nu aveți ce să-l lămuriți, pentru că el e lămurit, gata, lăsați-l așa. Nu faceți altceva decât să vă ieșiți din pepeni, și poate că vreun enoriaș al vostru, uitându-vă la voi cum vi se ridică tensiunea, o să spună: păi ce, ăsta e părintele nostru? Păi ce, voi credeți că enoriașii voștri vor să vă vadă enervându-vă? Vor să vă vadă negri la față? Vor să vă vadă cu lumina lui Hristos? Așa că am învățat lecția aceasta și n-am să vă vorbesc niciodată despre arătările Mântuitorului sau părelnica lui înviere și mai departe, părelnica moarte. Nu, acestea sunt lucruri pe care ori le credem, ori nu le credem. Și dacă sunteți aici, înseamnă că le credem. Suntem aici adunați nu de frica iudeilor, nu de frica ploii, nu de frica altora. Și chiar mă bucur că săptămâna aceasta așa a rânduit Dumnezeu să iau experiență și după niște saloane de spital. Și chiar cei care m-au văzut n-au știut că sunt preot, pentru că n-am venit în calitate de preot, am venit în calitate de vizitator la tatăl meu, socru, ca să-l văd, pentru că inima îți dă semne atunci când ți-e lumea mai dragă. Și ei nu m-au văzut că sunt preot, că nu scrie pe mine preot, probabil că din atitudine, așa, câte puțin. Și unul dintre ei, probabil, ori bănuind, ori tata socru s-a mai dat în vorbă cu el,
Și zice, acum și cu Dumnezeu nu prea știm noi ce a venit cineva de acolo. Înțeles că m-a cam iritat această atitudine, dar ce era să-i fac? Omul și așa avea destul o țândă, m-am gândit eu. Dar el, văzând că nu prea zic nimic, totuși a insistat. Și am zis, noi credem că nu ne ajung 80 de ani, 90 de ani când ne dă Dumnezeu acum, când îi zici unui bolnav care e cu inimioara, știți că într-un salon nu e unul cu piciorul, altul cu degetul și așa, nu, toți erau cu inima. Când aude unul că noi nu ne mulțumim cu atâta, parcă a început să-i se aprinde și lui flacăra. Hopa, stai bă, că zice bine nenea ăsta. Și zic, pentru mine cel puțin nu m-aș mulțumi ca după 80-90 de ani să zică stop, trebuie să mergi și de dincolo. Și atunci zice, da, e adevărat, dar am constatat că de Dumnezeu ne aducem aminte numai când nu suntem sănătoși. Numai la boală ne aducem aminte. Și a început omul să intre între ale lui și îmi dau seama că această mentalitate este specifică întregului popor. Acum nu știu la alte popoare cum va fi, dar să știți că la poporul român întotdeauna această credință începe să apară atunci când ne atinge Dumnezeu cu ceva. Când ne atinge cu alea bune, cu siguranță că nu ne uităm spre El. Dar când ne atinge așa cât un organ mai plăpând, când ne atinge Dumnezeu cu câte ceva, imediat ne aducem aminte de El. Și începem să ne îndoim la început, apoi să ne dăm seama că oricum nu avem altă scăpare și începem să avem o anumită relație cu Dumnezeu. Despre această relație cu Dumnezeu aș vrea să vă povestesc câteva clipe în ziua aceasta frumoasă. Frumoasă numai dacă știm să o vedem frumoasă. Dacă ne uităm afară și ne gândim că vine 1 mai și nu prea o să fie frumos pentru turiștii care așteaptă să calce în gropile din bătătura noastră, atunci cu siguranță că vom fi niște ticăloși care vom zice, ia uite Doamne, iar plouă, iar așa mai departe, veneau și la noi câțiva turiști, ne mai mâncau dintele noastre, mai câștigam și noi ceva. Dar dacă vedem așa cum vede Dumnezeu, poate că îi ține pe bieții oameni acasă să nu se ducă buhul că litoralul nostru nu e pregătit pentru oaspeți și poate că până în iunie, iulie, când or veni cu adevărat mai mulți, atunci să fim și noi câteva pregătiți. Să știți că Dumnezeu are o logică dincolo de logica noastră. În afară de faptul că pământul acesta pe care vedem că se năpustesc puhoaie, numai pe din afară se năpustesc puhoaiele. Pământul este foarte, foarte avid de apă. Pământul are nevoie de apă, dar nu să treacă așa să se spele. Știți că acum și orice lucru cu un pământ uscat, nu putem să-l spălăm din prima. Întâi lăsăm, cum zice românul nostru, amoi. Și hainele care sunt mai murdare, așa le lăsăm amoi, la muiat. Așa e și cu pământul ăsta, trebuie să fie muiat. Ca să poată să germineze toate semințele, trebuie să fie înmuiat. Și Dumnezeu știe mai bine ca noi ce trebuie. Și eu sunt sigur că Dumnezeu mai lasă pe deoparte și pe frații noștri care s-au apucat de șantiere fără să știe cu câți oameni pornesc la lucru. Și poate că până în iulie, august, să fie altfel străzile. Mă gândesc eu că s-o gândi Dumnezeu. Pentru că a avea o relație cu Dumnezeu, asta înseamnă să te preocupe nu numai punctul tău de vedere, ci punctul lui Dumnezeu de vedere. V-am spus și altă dată foarte frumos, trebuie să știm întotdeauna orice facem, orice gândim, orice zicem, să ne gândim la faptul că lui Dumnezeu trebuie să-i placă lucrul acesta. Și după ce am făcut ceva sau urmează să facem ceva, ar fi mai frumos, înainte de săvârșire, să zicem, mă, eu place lui Dumnezeu ceea ce vreau eu să fac, după ce am făcut, să ne gândim, bă, eu fi plăcut lui Dumnezeu ce am făcut noi? Pentru că în momentul în care ne punem această întrebare, cu siguranță că smerenia este cu noi, nu mândria celui care zice, ia uite bă ce am fost eu în stare să fac. Eu cred întotdeauna că Dumnezeu dă exact ceea ce trebuie. Inclusiv lui Toma i-a dat să nu fie înfoișor în ziua învierii. I-a dat să fie mai departe, tocmai ca să îl lămurească. Pentru că, dacă ar fi fost Toma din prima zi, ar fi fost și el de față cu ceilalți, dar atitudinea lui, cu siguranță, nu-l lăsa să doarmă
cel puțin o săptămână, zice, bă, parcă ni s-a părut. Da, și ăla zice la fel, da, mă, dar eram cu toți acolo, eram prea repede, repede, a treia zi după după răstignire, poate ni s-a părut, poate că cine știe ce s-a întâmplat cu noi. Și atunci Dumnezeu i-a îngăduit un timp pe care nădăjduim noi că ne-l îngăduie și nouă. Adică momentul de îndoială este un moment pe care nu numai noi creștinii îl avem ca dar. Chiar înainte de Hristos se spunea dubito ergo credito, credito ergo sum, adică dacă mă îndoiesc, exist. Dacă mă îndoiesc de ceea ce se întâmplă în jurul meu, înseamnă că exist, înseamnă că cuget, înseamnă că gândesc ceva. Așa mă gândesc și eu la nenea ăla din spital, care zice, bă, nu știu ce-o fi cu Dumnezeu, că noi numai atunci când suntem bolnavi ne aducem aminte de El. Probabil că Dumnezeu i-a dat acest dialog cu mine, scurt și cuprinzător și la obiect, astfel încât el să spună, să aibă grijă lui așa când o împlini, că n-avea decât vreo 60 de ani. Când o plini 80 de ani, să zică, bă, era unul care a zis că nu se termine, bă, la 80, la 90. Dacă de Dumnezeu să aibă 90 de ani, vă imaginați cât timp o să mă pomenească? Nici nu trebuie să știe că sunt preot. Asta înseamnă să ai o urmă în cei pe care îi întâlnești. Să dai o mărturie. A da mărturie nu înseamnă neapărat să spui lucruri de nespus, să intri în tot felul de explicații și de justificări, ci să mărturisești că existi și să empatizezi cu cine trebuie să empatizezi, adică să, dacă îl vezi pe cineva suferind de o întrebare, trebuie să începi să suferi și tu de aceeași întrebare ca să ai răspunsul. Dacă nu suferi odată cu cel care îți așează o întrebare, niciodată nu o să poți să-i răspunzi pe limba lui. Trebuie să ai și tu această întrebare ca suferință a ta personală. Și după ce ai această suferință, poți să-i spui și tu, da, bă, nene, m-a durut și pe mine treaba asta. Și începi să-i spui câteva cuvinte, câteva vorbe și el o să-și aducă aminte, oricând va suferi de acea întrebare, de răspunsul cu care v-ați bucurat împreună. Consider că Toma este geamănul nostru. S-au făcut mai multe supoziții, că vezi, Doamne, Toma ar fi avut la una dintre mâini degetele unite și de asta s-ar fi lăsat în pronia divină ca el să se atingă de coasta Mântuitorului. Aș crede și pe asta, decât că Toma, din câte spune textul Evangheliei și după cum simțim cu toții, nu cred că a mai pus mâna pe coasta Mântuitorului. Pentru că Mântuitorul, dacă l-ar fi atins Toma, i-ar fi spus, măi, Tomo, pentru că m-ai pipăit, ai crezut. Dar nu, i-a zis, Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. E clar că Toma n-a mai pus mâna pe Mântuitorul. Și nici nu cred că era de pus mâna pe Mântuitorul, de vreme ce ușile fiind încuiate, Mântuitorul a trecut prin ele. Și apropo de lucrul acesta, fac iar o aducere aminte a unui alt profesor, Dumnezeu să-l odihnească, care a fost și rector un an de zile până când a venit nebunia de s-au schimbat toate, părintele Dumitru Radu, profesorul meu de dogmatică, care spunea, fraților, l-a întrebat cineva, care e diferența între romano-catolicism și ortodoxie? Zice, așa ca să vă zic mai grosier și repede de tot, că n-avea timp la dispoziție, zice, diferența între icoană și statuie. Zice, dacă eu vă spun că într-o cameră există o icoană, voi vă duceți cu gândul la ea. E, dar ea treceți cu statuia cu ușile încuiate. Și cam aici s-a încheiat discuția. E clar că trebuie să ai o anumită mentalitate despre Dumnezeu și mai ales despre Hristos. Nu e nevoie să-L pipăi ca să strigi există. Că fratele Arghezii așa ar fi vrut. Dar nouă nu ne mai este necesară această pipăire, pentru că noi mergem dincolo de imagine, dincolo de simțurile acestea ale pipăitului, mergem tot pe un simț al văzului, dar mergem mai ales pe simțul credinței.
Și aici ne aducem aminte de fratele nostru Constantin Noi, ca Dumnezeu să-l odihnească. Vedeți că e parcă scormone și ară puțin și brazdă prin, dau brazdă adâncă prin creierul meu ca să-mi aduc aminte să-i pomenesc, care spunea: Tată, pentru miros avem nevoie de nas, pentru văz avem nevoie de ochi, pentru auz de urechi, pentru gust de limbă și așa mai departe. Zice, da, să știți că și pentru filozofie și viață și înțelegere și mai ales credință, avem nevoie de un organ. Dacă nu-l avem, nu-l mai avem și pace. Exact cum nu poate să vadă orbul, cum nu poate să audă surdul și cum nu poate să miroasă cel care nu are miros. Așadar, trebuie să avem și un organ al credinței care este inima. Așa cum Dumnezeu ne-a spus foarte clar că nu poate cineva să urască pe aproapele și să spună eu iubesc pe Dumnezeu, așa trebuie să știm și noi că organul credinței, organul cu care noi putem să percepem pe Dumnezeu, este în noi și este probat de faptul că este împrumutat întotdeauna celuilalt. Hristos nu este o stafie, este cel de lângă noi, dacă știm să-l îmbrățișăm frumos, dacă știm să-i vorbim frumos, dacă știm să ne purtăm frumos, atunci știm că avem organ al credinței și că metrul nostru etalon de a-l cunoaște pe Dumnezeu este la locul potrivit. Așa cum este metrul etalon la Geneva și e făcut în aur și nu poate modifica așa prea lesne cum se modifică o caua din timpul lui Cuza până încoace prin târguri. Iubiți credincioși, cât de bine ne-a făcut nouă Toma, cât de bine ne-a făcut nouă acest apostol care s-a îndoit. Îndoiala lui acum este încredințarea noastră. Îndoiala lui devine certitudinea noastră și îndoiala lui ne dă de înțeles că și noi, atunci când ne îndoim, Dumnezeu ni se arată în alt fel decât credem noi și ne dă să-L vedem, ne dă să-L pipăim, deși nu mai este nevoie. Dumnezeu întotdeauna este în spatele rugăciunilor noastre, dar să știți că dacă noi ne rugăm pentru lucruri care ne-ar face rău, Dumnezeu este ca un părinte bun, ca un părinte exact cum face cu copilul care vrea să pună mâna pe sobă. Și părintele zice, nu, nu, că frige. Ei, nu, tată, cum a prins un loc liber copilul, s-a și dus să-și lipească mâna de sobă. Dumnezeu ne spune, dacă voi, păcătoși fiind, știți să dați copiilor voștri cele bune, apoi tatăl vostru cu atât mai mult vă va da cele bune vouă. Și cine va da copilului său șarpe dacă îi cere pâine? Iubiți credincioși, Dumnezeu, dacă noi îi cerem șarpe, bineînțeles că nu ni-l dă. De aceea poate că sunt și rugăciuni pe care Dumnezeu nu le împlinește. Nu le împlinește pentru că ne-ar face nouă rău. Imaginați-vă ce ar fi cu cineva care ar vrea de toate, care ar vrea viață mai lungă decât generația sa. Numai la asta m-am gândit în ultima săptămână. Băi, fraților, știți care ar fi pedeapsa pentru un om care trăiește? Că mai auzeam o năzăvărie că a trăit 136 de ani, nu ziceau că ba, alții că nu, mă rog, treaba lor. Dar cât de trist poate să fie un om care își îngroapă copiii, apoi își îngroapă nepoții, apoi își îngroapă strănepoții. Nu e nici chiar așa. Trebuie să fim atenți, să știm și să considerăm că suntem într-o generație. Generația noastră merge odată înainte ca să lase pe celelalte să vină după. Altfel s-ar amesteca planurile, s-ar amesteca rudenile și n-am strânge decât ura celorlalți, iete bă, pe ăsta l-a uitat Dumnezeu. E cam așa se pune problema, pentru că Dumnezeu, doar dacă vrea să-și râdă de cineva, îl lasă la mintea lui. Așadar, trebuie să știm că Dumnezeu ne împlinește cererile și dacă nu le-a împlinit, cu siguranță că ele n-au fost de împlinit. Știu că sunt multe rugăciuni pe care le înălțăm spre cer, dar dinspre cer vin răspunsuri pentru rugăciunile adevărate și care, într-adevăr, sunt de folos nouă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să știm cum să primim aceste rugăciuni,
să știm cum le aruncăm așa către Dumnezeu și mai ales să știm să mulțumim atunci când ele coboară de la Dumnezeu spre noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Hristos a înviat! Amin.